Bună seara, dragi prieteni! Continuăm să aflăm în această seară vești foarte interesante din America, de la prietenul nostru, Scotty Sachs, un celebru jurnalist american. Hello, Scotty, can you hear us? I hear you, Marvin. Good to see you guys. Bruno and Marvin, hello. Nice to meet you, Scotty. Welcome to Romania. Yes. Într-adevăr, îl avem și pe domnul Bruno Mihăilescu. A fost și în emisiunea trecută. Salut, Bruno! Ne bucurăm că suntem din nou împreună. Ne bucurăm că ne-am adunat aici pentru acest popor frumos să mai aducem așa un oxigen de vești foarte bune de peste ocean. Să clarificăm, pentru că multă lume în ultima perioadă a început să vadă America așa ca un fel de bau-bau, dar în realitate lucrurile sunt mult mai nuanțate, pentru că foarte mulți oameni de acolo, milioane, zeci de milioane, sunt patrioți. Sunt asemenea nouă, înțeleg că suntem supuși la nivel global unui asediu din partea unei clici de psihopați și singura noastră șansă ca umanitate este să ne unim, să nu mai mergem după narațiunile false pe care ne le întind globaliștii. So, Scotty, we discussed in our previous edition about the three types of war. The war against children with adrenochrome and human trafficking, and second, about the war on information. Mainstream media is lying us all the time in all the countries. And the third type of war was the financial war. That is shifting very much now with this de-dollarization that is happening. And you said that we'll discuss in this edition about the spiritual war, which is the most important one. And please allow me in a short periods of time to translate for Romanian public. Deci, dragii noștri, în emisiunea trecută am discutat despre trei tipuri de războaie pe care globaliștii le poartă împotriva populației lumii. Este vorba despre război împotriva copiilor. Aici am atins subiectul adrenocrom, traficul de ființe umane. Războiul informațional, mass media ne minte neîncetat, nu doar în România, ci în toată lumea, inclusiv în Statele Unite sau poate mai ales acolo. Și de asemenea războiul financiar, economic. Spuneam mai devreme cu Scotty că în prezent asistăm la o modificare fundamentală pe harta globală în sensul acestui proces al de-dolarizării. Dar am discutat despre toate astea, nu o să mai intrăm acum probabil în foarte multe detalii. Și o să continuăm să vorbim despre războiul spiritual. But first of all, Scotty, please allow me to ask you what's going on with this moving of troops. We hear a lot of information that in more than 30 states in America, military are going in different parts, and it seems that they are preparing for something huge. What's going on? Well, Marvin, it's all speculation and nobody can prove out what's really going on, but we anticipate a big event to happen. We believe that the world is going to be brought to the brink of World War III, that the media is going to start talking about war. We know that the deep state, the globalist cabal, they only know war now. They have nothing left in the tank but war. And so they're going to try to start World War III, there's no doubt. Only this time it would be a nuclear war, and that poses a lot of problems for the whole world, of course. But I think the bottom line is the troop movement has to do with chaos in America. The big concern is that the Democrats, the left, the globalist cabal and their agenda will include activating their BLM members, Black Lives Matter and Antifa. They'll take to the streets like they did in 2020. You know, in the summer of 2020, they burned down four or five cities in America. And they're not going to let them do that again. So this is okay. Probably the movement of the truth. Yes. Deci l-am întrebat pe prietenul nostru de peste ocean ce se petrece cu aceste mișcări de trupe foarte strane despre care auzim la știri, mai ales în media alternativă. Și Scotty ne spune că dacă până și mass media a început să vorbească despre asta, este clar că se pregătește ceva uriaș
Și el apreciază că ar putea, din nefericire, să fie vorba despre al treilea război mondial. Și, din păcate, această componentă a celui de-al treilea război mondial ar putea să atingă și componenta nucleară, adică a unui război nuclear. Mai specific despre America, spunea că democrații, care sunt cea mai apropiată formațiune politică de pe scena vizibilă, cea mai apropiată de deep state, democrații vor urmări să provoace grave tulburări sociale prin intermediul acelei formațiuni Black Lives Matter, deci BLM, de asemenea formațiunile quasi-teroriste Antifa vor ieși pe străzi. Data trecută când au făcut-o, înaintea alegerilor cu Trump, au ars vreo 4-5 orașe. Te rog, Bruno. Și acum au spus, chiar acum, aceste entități finanțate de toți globaliștii, de Soros și în mod expres, fac astfel de ravagii în multe orașe din America. Au început deja, adică. Da. Și el a spus că Deep State nu mai au nicio șansă și singura lor variantă acum să provoace un război mondial, care oricum nu cred că o să va întâmpla, da, indiferent de situație, pentru că tot ce se întâmplă în cosmosul ăsta este într-o direcție diferită de ceea ce ei vor. Ei și-au făcut și propriul lor program Looking Glass, unde au văzut, un program militar, unde au văzut că indiferent unde se aduce, nu mai au scăpare și acum se vor schimba polii de putere, pentru că dacă vor să facă război, cu cine fac? Cu BRICS, cu cele mai mari forțe militare din lume. Deci exact. N-au cum să câștige în niciun caz. In this narrative, I think it is very significant that few days ago, Zelensky and Camarilla, they announced that allegedly the Russians want to blow in the air, să arunce în aer, the nuclear power plant from Zaporozhye, which is stupid from Russians' point of view because they control this power plant and they have no reason to do it. But the media and Euro-Atlantic media and the political spectrum, they consider the Russians do this kind of mad things. For instance, blow up the Nord Stream pipelines, the dam of Nova Hakova, and things like this. And they expect the population to believe this. Deci, Marvin, one second. Spuneam că această narațiune, cum că rușii vor să arunce... Deci, mai anticipez. Am spus că ceea ce ne-a spus Scotty este plauzibil, pentru că zilele trecute l-am auzit pe Zelensky și pe alți lideri din NATO spunând că avem informații că rușii vor să arunce în aer centrala nucleară de la Zaporozhye. Ceea ce, din punctul rușilor de vedere, este absurd, pentru că ei controlează această centrală, pe teritoriul lor, populația lor. Și cu toate astea, am văzut că occidentalii au mai făcut astfel de afirmații și în cazul barajului de la Nova Hakova și de la conductele Nord Stream. Deci nu ar fi prima dată când se lansează astfel de nebunii. Please, Kate. The bottom line, Marvin, is the deep state is always projecting onto other people. They project what they're going to do onto their opponent. So, for example, the pipeline that was blown up, that wasn't done by Russia. Russia didn't blow up a pipeline. That's their pipeline, right? They have no motivation to blow up a pipeline. But the deep state blows it up and they blame everything on Russia. Russia's enemy number one with the media. The mainstream media projects and they create and construct a narrative to hopefully indoctrinate people to believe their bullshit. To be honest, to put it frankly, it's a bunch of bullshit is what it is. Russia has no motivation to do these things. The deep state and NATO and their alliances, the deep state military, is the one who's blowing things up and causing all the problems. That's the fact. They're trying to push us to the brink of World War III. They need a war, Marvin. There's no new plays. They don't have any new plays in their playbook, the deep state.
They have an old playbook, the same playbook that they've had World War One, World War Two. They need a world war to bring in their great reset, and they'll blow up anything and blame it on Russia or blame it on the U.S. when in fact it's the deep state blowing things up. Yes. Așa e. Deci, Scott Isaacs ne spune că deep state-ul are un obicei împreună cu mass media să proiecteze narativa a ceea ce vor face. Deci ei implementează în subconștientul oamenilor o linie predictivă și după aceea urmează acest scenariu cu aparența că noi v-am zis că așa se va petrece. Este un fel de programare predictivă, așa se și numește. Și ne spune cu conductele Nord Stream au fost exact aceiași pași. Bineînțeles că nu rușii și-au aruncat în aer conductele, nu aveau niciun motiv să facă asta, puteau pur și simplu să închidă robinetul, dacă nu mai vreau să dea gaz la germani sau în Europa. Însă acestea sunt operațiuni psihologice, psy-ops scate with mainstream media, și deep state și militarii vor un al treilea război mondial, așa au făcut și în cazul primelor două războaie mondiale, și vor să producă Great Reset, Marea Resetare, și sunt dispuși să dea vina pe oricine, numai să le iasă planuri. Și să ascundă din tot genocidul care l-a făcut în ultimii ani, nu numai în ultimii sute de ani, dar în ultimii ani. Da. Pentru că acum a ieșit la iveală pe media alternativă și sunt foarte multe capete la nivel top, care dacă au căzut alea, să le să strică tot castelul. Exact. Spune și lui Scate. So I said they have no choice that to force a war, even if they lose, because for the last few years with all this pandemic and all this genocide, right? So people now they find out how many people die because of the job, because of this, because of everything, and they cannot hide anymore. So people as waking up more and people, and if they're gonna arrest the top of the top, they will collapse. Indeed. Now the U.S. military industrial complex cannot be used for war because Biden and his administration are not in control of the military. The military is in control of President Trump and the White Hat Alliance. President Trump laid all the foundation and groundwork for what they call devolution. Devolution is a succession plan when the country's at the brink of destruction, where you allow the military to take over and run the country. Our military's been running the country in the background, quiet. Most Americans don't even understand this. So the U.S. military industrial complex is now on the side of the White Hats, where in past years, the military industrial complex was controlled by the deep state. So the deep state no longer controls the U.S. military. They'll have to use NATO to fight their wars. And I don't believe they have the wherewithal and the financial resources to engage in full-out war. It would have to be nuclear war, and that's devastating for the whole world. The entire world would be devastated. Not going to happen. It's true, but we know that they put a lot of things in many cities, but we know also that that has been neutralized by the alliance. Right. So in any case, our beautiful planet Earth, it will not be damaged by any nukes. So it will be definitely intervention if this is going to happen. But you know what? It's another narrative to go scare people, because when people are scared, they become energetic food for these guys. So we better give hope to the people instead of talking about this kind of stuff. The spiritual war. Just a second. I want to translate. Okay, go ahead. Deci, Scotty ne spune că Biden și Deep State-ul în realitate nu mai au control asupra Statelor Unite. Controlul este deținut de militari, de armată. Iar Trump lucrează cu acești generali care conduc armata și în realitate se produce un proces pe care l-am putea denumi devoluție,
este un plan de succes derulat de militari, un plan despre care mulți americani sunt conștienți, anume că Deep State-ul nu mai controlează militare, sunt doar ultimele zvâcniri ale bestiei, ei nu mai au resurse de niciun tip și atunci planul lor de scăpare ar fi să declanșeze un război nuclear, dar acesta ar fi extrem de dezastruos, nu doar pentru America, pentru întreaga umanitate. Iar Bruno spunea că în realitate globaliștii, acești psihopați sataniști, au pus bombe în mai toate orașele mari ale lumii, dar, surpriză, ele au fost deja neutralizate de alianța benefică, de, îi se mai spune, pălăriile albe, și se va ajunge în curând ca aceste pârghii din spatele scenei să fie deja anihilate și atunci ei, Deep State-ul global, să nu mai poată amenința. Dar, pe ansamblu, ne spune Bruno, toate aceste narațiuni au rolul de a speria populația, pentru că atunci când oamenii sunt speriați, scade nivelul de vibrație, de conștiință și tocmai de aceea noi trebuie să spunem adevărul și să vă dăm dumneavoastră o speranță bine meritată, absolut justificată, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt orientate spre bine. So, Scotty, I want to remind our viewers that you have an experience of 40 years in mainstream media, and since 2020 you started your own project with Sovereign Radio, and you decided to tell people the truth because you cannot work with mainstream media, even if you worked with all the big companies, with Fox, with MSNBC, with ABC, with CNN, with all of them. And now you have a huge experience, and a lot of people, probably millions of Americans, trust in you. And we, Romanians, we respect you very much for this. Deci, spuneam, dragi telespectatori, că domnul Scotty Sachs a lucrat în Statele Unite timp de 40 de ani în media centrală, a lucrat cu toate companiile principale de acolo, Fox News, CNN, ABC, MSNBC, a fost director de proiecte, de programe acolo, atât în radio cât și în televiziune, are o uriașă experiență. Dar din 2020, odată cu pandemia, a hotărât să-și facă propriul post, acesta se numește Sovereign Radio. Foarte mulți americani, cred că milioane de americani, îl ascultă, au deplină încredere în el și am exprimat și admirația noastră a românilor care cunoaștem activitatea sa față de tot ceea ce face pentru adevărurile pe care le spune. Și foarte important să știe și audiența din România că Scotty Sachs, in September, you'll be here to open Sovereign Radio in Romania, correct? Great. Indeed. Deci, well, first of all, as they say in Mexico, gracias, gracias, thank you for your kind words, Marvin. I appreciate them very much. It's an honor for us. The deep state is notorious. Bruno, you touched on it a minute ago. The fear factor. They create a problem. They get a reaction. And they bring us the solution. Problem, reaction, solution. This is their modus operandi. They present us with a major problem, be it climate change or whatever bullshit's on their agenda. War, we're going to go to nuclear war. You watch the mainstream media around the world start talking about nuclear war, the threat of war. We're going to be brought to the brink of war. They want us to be in fear, so we beg them. Oh, please bring us a solution. Please give us the solution to the problem. So they create the problem, they get the reaction they want, and they bring us a solution. The problem is for them. Too much of the world is awake, and we don't buy their crap anymore. We don't believe them anymore. And so they can't pull this on us ever again. They will not be able to do this. And when we get into the spiritual war, we'll explain why they won't be able to do it. Deci, Bruno a vrut să dea o veste foarte bună și audienței din România
În septembrie, domnul Scotty Sachs va veni în România și va înființa un post, care, un post de televiziune care va... Radio. De radio. Da. Dar probabil o să avem și o ramură 100%, video. 100%. Da. Da. Și acesta va fi în directă colaborare cu Statele Unite. Scotty colaborează cu foarte mulți patrioți din America. Deci nu e vorba numai de rețeaua lui așa minusculă, privată. Inclusiv cu Sasha Stone, care da, sunt prieteni. Deci cu Sasha, cu generalul Flynn, Michael Flynn. Deci o să fie ceva uriaș și o să vedeți. Avem de ce să ne bucurăm. Acum, Scotty ne spune că există o metodă pe care globaliștii o folosesc, se mai numește triada hegeliană, anume să creeze o problemă, ei o creează. După aceea gestionează reacția oamenilor, prin intermediul mass media manipulează, și pe urmă oamenii vin în genunchi și se roagă globaliștilor să ofere o soluție. Și am văzut acest tip de schemă aplicat în cazul pandemiei. Acum dezvoltă aceeași narațiune, aceeași structură cu schimbările climatice și fac la fel, iată, cu războiul nuclear. Dar linia lor de bază este aceea de a ne ține în frică prin indiferent ce mijloace și problema lor este că metoda nu va mai funcționa. Foarte mulți oameni au înțeles, se trezesc, se ridică, își modifică și ridică foarte mult nivelul de conștiință și nu mai pot fi prostiți. Și ajungem astfel la ceea ce am anticipat, la chestiunea războiului spiritual. So we come to the spiritual war. This is very, very important. Scotty. The situation, gentlemen, is simply this. We have good versus evil, God versus Satan, Trump and the White Hat Alliance versus the Deep State. This is a spiritual war. And America was built on a value system known as Judeo-Christian values. And these are the values of the Ten Commandments and on the side of good. It's biblical. It's very much tied to the Bible and the teachings of the Bible. We believe in law and order and a world in which there's no human trafficking, no pedophiles, no crime, no mass murders, but the deep state perpetuates all of these things, as we know, to create, to fulfill their agenda. So if you look at the Bible, much of what's happening is very biblical right now. But I believe in the end, God is not done with this planet. He's not ready to destroy our planet through nuclear war. And if it's God versus Satan, I put all my money on God. All my bets are on God. That's correct. Everybody should do that. Deci, Scotty ne spune cu privire la război spiritual că, simplificând foarte mult, problema s-ar putea pune în felul următor. Există un conflict între bine și rău, între dumnezeiesc și diavolesc, sau, mai concret vorbind, între forțele care îl sprijină pe Trump și pălăriile albe împotriva acestor elite satanice. Ei până acum au făcut o inversare a valorilor, au dezrădăcinat reperele morale ale oamenilor, dar privind în profunzime și în ansamblu, constatăm că asistăm la ceva care seamănă foarte mult cu ceea ce a fost deja anunțat în Biblie. Vom avea o lume fără trafic de ființe umane, fără pedofilie, fără crime în masă, exact ceea ce a promovat Deep State-ul, acești globaliști care au promovat noua ordine mondială. Ei au dorit să-și continue, să-și perpetueze agenda, însă dacă ar fi să parieze, ne spune Scotty, pe Dumnezeu, cine va câștiga, Dumnezeu sau cel rău, Satana, își pune toți banii ca pariu pe Dumnezeu, bineînțeles. Nu vor reuși să distrugă planeta și merită să avem încredere. Yes, we agree 100%, Scotty. Yes, I think if you look at the world today, there's a lot greater awareness.
People are ascending to a higher level of spiritual consciousness. I think we're all going through a transformation. Even people that are asleep, that aren't really awake to what's going on in the world, they feel something is wrong with the world. I talk to people, they know something is very wrong in America, even if they're on the left and they're Democrats and they're dyed-in-the-wool, loyal to their party, they know something is wrong in America. Inflation, open borders, Biden withdrew from Afghanistan, terrible event. He left Americans there. He left all of our military equipment in Afghanistan. $80 billion worth of military equipment was left in Afghanistan for the Taliban to take over. So people see what's going on. They see what the Biden administration is doing in America, and they know something's wrong with this picture. So everybody's rising up. I believe we are all rising in our awareness of the world around us, and consequently, our spiritual beings are ascending to a higher level. Bruno, you and I have talked about ascending spiritually before, and I believe that's where the world is going. We're all moving to a higher level in a spiritual place. Yes, it's true, Scotty. Everybody should find this way without fear, because when you understand that you have just an expression in this body and you are not dying, why you be afraid of dying or starving or something, you know? And it goes back to God. It goes back to God, directly back to God. Exactly. If you believe in God, you believe He's our creator, then you need not fear the deep state. Ok, let's translate. Scotty ne spune că avem un tablou foarte interesant în prezent, în lume, și anume oamenii își dau seama că se urcă, se ascensionează la un nivel de conștiință superior. Chiar și cei adormiți, care până acum au fost indiferenți sau au crezut narativa sistemului, chiar și ei au început să-și dea seama că ceva nu e în regulă. Și ne spune Scotty că a stat de vorbă cu foarte mulți astfel de oameni care până mai ieri erau total indiferenți și chiar și aceștia își dau seama că în America, cel puțin, multe lucruri nu sunt în regulă, printre care inflația, care a crescut exponențial, granița cu Mexicul este vraiște, este deschisă, aceste mutări de trupe. Iată, de exemplu, din Afganistan au fost retrași în urmă cu câțiva ani soldații de acolo și au fost pur și simplu lăsate echipamente în valoare de 80 de miliarde la dispoziția talibanilor. Deci o mișcare fără sens. Deci tot mai mulți americani înțeleg că administrația Biden este defectă și conștientizează în mod implicit că umanitatea urcă la un nivel spiritual superior. Deci umanitatea însemnând pe toată planeta. Iar Bruno ne spune că este necesar să fim într-o stare fără frică, pentru că atunci când suntem conștienți că suntem de o esență spirituală, pentru ce să ne mai fie frică de moarte? Dacă avem încredere în Dumnezeu, atunci știm că la nivel profund nu ni se poate petrece nimic. Eventual poți să dezvolți în limba română ideea. E foarte simplu, e o recunoaștere a noastră ca ființe umane, ce experiență avem noi în acest trup. Și atunci fiecare oameni trebuie să se unească, câți mai mulți care sunt deja deschiși la nou, și să creeze comunități, să creeze soluții pentru ei, pentru grupurile, pentru familiile lor și să nu mai stea în minciună. Adică minciuna asta perpetuată, dacă nu s-ar mai uita nimeni la televizor, spre exemplu, n-ar mai ști ce să minte, nu? Exact. Dacă lumea ar mânca de la agricultori, de la gospodăriile alților oameni care vor să ajute pe ceilalți, nu s-ar mai duce să cumpere cancerul de la supermarket. Adică fiecare trebuie să facă ceva, adică conștiință prin acțiune. Corect. Și atunci se adună unul pe altul și așa se face. Da. Vreau să reamintesc telespectatorilor
eventual cei care n-au văzut emisiunea de săptămâna trecută sau poate au mai uitat. Domnul Bruno Mihăilescu este director de proiecte și director de management. Timp de 20 de ani a făcut acest lucru pe proiecte de design, de tehnologii avansate, inovatoare. El este în legătură cu foarte mulți inventatori de geniu din România și din afara țării. Este director la o fundație care se numește Tracia Unită și, așa cum ne și spuneam mai devreme, urmărește să adune oamenii în comunități autosustenabile unde să beneficieze de tehnologii avansate, de vindecări spirituale și cu ajutorul acestor tehnologii, așa numitele orașe de lumină, Eco-Light Cities, ceea ce este total diferit de acele Smart Cities pe care le vor globaliștii, unde să înghesui oamenii ca niște țarcuri, vedem, s-a trecut și la proiectul ăsta cu orașe de 15 minute, în care oamenii să fie, deci Smart Cities mă refer, vaccinați, cipați, supravegheați cu 5G și toate nebuniile astea cu alterarea hranei, aerului, apei, printre alte tehnologii pe care le promovează domnul Bruno Mihăilescu sunt analizele de ADN pentru compatibilitate cu produsele pe care le folosim, agricultura bio, tehnologii plasmatice și chiar energia liberă, free energy. I said few things about Bruno's activity, Scotty. So let's continue with the spiritual world. Well, I think we've covered it pretty thoroughly. I think we all understand what we're up against, that we're really dealing, we know we're dealing with Luciferian satanic cabal. We call them the deep state, of course. And we know they're very bad people. We know what they've done to this world. So we're really dealing with the good versus evil and God versus Satan and the White Hat Alliance versus the deep state. And in the end, as I said, I don't believe this world is meant to be destroyed. It's not time. And biblically speaking, I believe we're headed for 1,000 years of peace and prosperity. And that's what the deep state fears the most. They know the White Hat Alliance is playing to win, not for a year, not for 100 years, but they want to eradicate the deep state for 1,000 years. So that goes back in the Bible, 1,000 years of peace and prosperity. And I think we're all people of the world are spiritually awake enough to say there's no purpose in nuclear war and destruction of that kind, that there must be a solution to the problem that's peaceful. We cannot afford to have a nuclear war because too much of this world would go by the wayside. Correct. Yes. Deci, Scotty ne spune că la nivel global ne confruntăm cu această cabală luciferiană, un fel de deep state planetar, și merge exact pe ceea ce ni s-a anunțat de 2000 de ani în Biblie. Este lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, dar iată s-a ridicat deja această alianță planetară a binelui, care, fac o paranteză acum, lucrează în spatele scenei. Probabil că mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de unde știu eu că această alianță a binelui chiar există, pentru că nu am văzut la știri, nu și-au dat link-uri, nu și-au făcut selfie-uri. Să vedem și noi cine sunt alianța asta, că eu altfel nu cred în ei. Deci interesul lor nu este să apară pe Facebook, ci să facă treabă în spatele scenei. Și în emisiunea trecută am discutat cu Scotty și ne-a spus că el are informații din interior că această alianță chiar există. Acum, sigur, nu a oferit dovezi imbatabile, dar ține și de un anumit sentiment, feeling interior, credem sau nu credem. Deci ne mai spune Scotty, a venit în sfârșit timpul ca acest deep state global, această alianță satanică să cadă, așa cum a fost anunțat în Biblie, și va urma o perioadă de 1000 de ani de pace, iar globaliștii sataniști știu ce așteaptă și tocmai de aceea nu vor în ruptul capului să accepte acest lucru, le este foarte frică să dispară.
Dar ne spune Scati, în opinia lui, toți oamenii au intrat în acest, de pe planetă, în acest proces de trezire, de ridicare spirituală și înțeleg că nu este niciun motiv pentru a fi declanșat un război nuclear și cu toții vor pacea. So, Scati, indeed, all the people want peace. This is rational. But the globalists, the Satanist globalists, they manipulate the public opinion and they blame someone, in this case the Russians, and they will say the Russians did it. They launched a nuclear bomb. So, what we can do with this? Well, I think we're doing what we can do, Marvin. We're educating people. We're opening their eyes by creating content like this. But, you know, I think in America, what people can do may be different than Romania. And I don't know enough about your country to say that what Americans need to do, Romanians need to do. That is to say, Americans need to take the country back at a local level. In their backyards. They need to go to school board meetings. They need to fight the school boards that are trying to indoctrinate our kids. They need to go to city hall meetings. They need to understand who their government is. They need to know who they're electing into government. We've trusted the government too long. They've let us down. We know they're controlled. Politicians are controlled by the deep state. The CCP's played a large role in controlling the world, the Chinese Communist Party. Has infiltrated and subverted America for many years. We've been warned since 1969 that the Chinese Communist Party was coming after America. They've infiltrated and subverted our schools, our medical system, and everything in between. So we have to take our country back in our own backyards. We can't take the world back. We can't even take the country back. If we're the average American cannot take the country back. But we can take our villages back, we can take our towns back and our cities back by getting involved on a local level in politics, in civics, in school boards, and the like. We need to be involved on a local level in our neighborhoods. And in America, I'm telling everybody to form what we call a posse. A posse is a group of men or women that are armed that can defend the turf. That you get 10, 12 people together in your neighborhood. If bad things happen, you have men ready to fight like they did in the Civil War. I don't think it'll come to that, but we should be prepared for that. So everything from getting involved with your local community, your local government, your local school board, to forming this posse, those are the things we can control and we can do. Deci l-am întrebat pe Scati ce facem dacă, în pofida faptului că populația lumii vrea pace, acești globaliști sataniști vor lansa o bombă nucleară și vor da vina pe oricine. De exemplu, în cazul de față, pe ruși, că rușii au dat bomba și atunci ei, comunitatea internațională, cum își spune, vor trebui să răspundă. Însă Scati ne spune că e necesar să educăm oamenii și nu poate să ne spună ce să facă cei din România, ce să facem noi. Dar în Statele Unite el spune la cât mai mulți oameni să își ia țara înapoi începând cu comunitățile, cu spațiile locale, cu școli, cu centrele orașelor, oamenii de la țară, să știe pe cine aleg, în cine să aibă încredere. Pentru că în momentul de față politicienii cu toții sunt controlați de deep state. Stai un pic. Exact. Așa. Și ne mai spune Scati că există o infiltrare chiar a chinezilor încă din anul 1969. E o influență negativă. Poate o să ne dea mai multe detalii. Și repetă, Scati, trebuie să ne luăm țara înapoi, începând cu nivelul local, astfel încât să creăm un fel de grupuri de securitate. Civile. Grupuri civile. Cu arme. Da. Care să aibă grijă de popor, care de populație. În comunitatea respectivă o gardă, apără gardă populară, vecine, o gardă populară, da.
de orice rău care o să apară, adică să-i facă legea acolo, în comunitatea respectivă, la nivel de școli, de orice instituții locale. So, Scotty, you said that the Chinese get infiltrated in U.S. starting with 1969. Could you give us some more details about this? Because some of us, we believe that the Chinese are in a process of getting freedom in their country to leave the globalists that, of course, infiltrated China. And we don't know exactly, could we trust in China or not? Well, we have to separate China and the people of China from the Chinese Communist Party. They're two distinctly different things. The Chinese Communist Party is part of the deep state. They're part of the cabal. They have the same, they share the same agenda. They want a one world government. They want communism. And they started infiltrating our political system. How did they do it? With money, bribing a politician. We just learned that BlackRock, one of the financial big investment firms in America, that they're paying $10,000 to buy off politicians. So it's very easy to buy off political influence. They've infiltrated and subverted our school system. Many professors at universities and high schools, even down to grade schools, are now communist, Marxist communist in their belief. And they are on the side of the deep state. So this is all by virtue of the Chinese Communist Party spending 40, 50 years in America infiltrating and subverting us. Our political system, our medical system, they have gotten into our education system. They're everywhere in America trying to peddle their communist influence. Deci, l-am întrebat pe Scotty cum e cu chinezii care s-au infiltrat începând din anii 60 în Statele Unite. Să avem încredere în chinezi sau nu? Pentru că unii dintre noi am auzit că la rândul ei China este un proces, într-un proces de recâștigare a suveranității naționale. Iar Scotty ne spune că trebuie să facem diferența între populație în China și Partidul Comunist. Partidul Comunist, ne spune Scotty, este în strânsă legătură cu deep state-ul global, cu cabala. Ei au infiltrat Statele Unite cu bani prin intermediul politicienilor, prin educație. Chiar recent au apărut niște știri care evidențiază legătura dintre această companie uriașă, BlackRock, și China, iar BlackRock controlează un imens capital în Statele Unite. Se știe, de exemplu, că mai toți politicienii au fost plătiți cu zeci de mii de dolari de această companie, care are o filiație chineză. În universități, foarte mulți profesori au urmat această narrativă neomarxistă, comunistă, pe care o vedem foarte răspândită în prezent în America. De 50 de ani, Partidul Comunist Chinez a infiltrat America în domeniul politic, în sistemul medical, educațional. Dacă vrei să completezi? Ai spus tot. La fel, până la urmă, multă lume deja știe cine sunt infiltrații care s-au infiltrat peste tot în case regale, în guverne. Sunt unii mici și foarte răi. Ei și-au făcut un mare joc în toată chestia asta. Dar ai mai făcut emisiuni cu ei. Cine sunt? Da. Și o să piardă. Cum au pierdut acum 900 de ani cu țarul Rusiei, o să pierdă și acum război. Spune și lui Scotty ca să continue. So I said that most of the people, they know who they are, this criminal group in the world that has infiltrated in any royal house, in any government, in any level. Okay, it's a group of very mean people, the Khazarians, you know, which they infiltrated everywhere, in the church, in everywhere. So yes. Now they know they lose this war. They cannot win.
more people is waking up. We are waking up, and we're going to create a new world, a new beautiful. You know, there are so much money in the system. We can use the system to live happy, after all. Why you have to make worries that too many people, you know, carbon. You know what? We are carbon. We cannot survive without carbon. And it's 3% of the planet, the population they live. So we can be 80 billion people. We can go to Mars. We can go to Moon. We have the technology to do this. Just have to leave us alone, and they can go anywhere. They can buy a new planet. So what's the problem? What they have with us? We just want to live happy, you know? Well, I agree with everything you said. Yeah, you know, our ancient god, Zamolxis, says you live simple, beautiful, and just. This is how we want to live, in the nature. Indeed. We all want peace and prosperity on the planet, because Mother Earth has all the resources we need to be prosperous. It has water, it has electricity. Electricity should be free. And I believe we're going to move toward free electricity and free power sources. And all of these constraints that the globalists have placed on us are going to go away. And when we talk about the next war, the war on our health, we can get a little further into this. Correct. Yes. Bruno ne spune că, de fapt, știm cine sunt cei care trag sforile pentru toate aceste răutăți mari la nivel global. Este vorba de acei cazari care, de fapt, sunt o populație din Asia, care în secolul IX au fost alungați de acolo pentru că toți vecinilor erau îngroziți de crimele pe care le făceau și aceștia erau închinători către cel rău și au avut abilitatea de a se infiltra în toate țările la vârf. Și ne mai spunea Bruno că, în realitate, dacă am trăi pe resursele existente, am putea să trăim foarte fericiți. Și nu doar cei 8 miliarde cât suntem acum, ci chiar 80 de miliarde. Vor să ne sperie cu tot felul de narațiuni, de exemplu aceasta cu carbonul, că prin simplu fapt că existăm, generăm un carbon care devine toxic, dar asta este o aberație, pentru că noi nu am putea trăi fără carbon, plantele la fel, nu am putea să avem oxigen fără să existe carbon, e un circuit în natură. Ce au cu noi? Întreabă retoric Bruno, pentru că noi vrem să fim fericiți, care e problema lor? Ar trebui, ne spunea Bruno, să trăim așa cum ne îndemna un mare înțelept din istoria noastră a dacilor, Zamolxe, să trăim într-un mod simplu, frumos și drept. Iar Scati ne spune că este complet de acord cu ce a zis Bruno, că Mama Pământ are resurse pentru o dezvoltare foarte armonioasă a tuturor cetățenilor planetei. Am putea să avem orice ne-am dori, inclusiv curent electric liber, pentru că el poate fi obținut cu foarte mare ușurință. Și poate că ar trebui, ne spune Scati, să vorbim mai mult și despre următorul tip de război, războiul împotriva sănătății. So, the war on health, Scati, you said. Okay, this is a lot to take in. I'll try to go slow here. So you propose to get in this kind of war, or we still remain a bit in the spiritual war? I'm ready to talk about the war on our health. Okay. Yes, very important. Let's start with the World Health Organization, the WHO, with the globalist deep state. Just a sec, because I want to get a point. 2 days ago, Bill Gates went in China, and Xi Jinping said that Bill Gates is the best friend that China has in the only friend that China has in America. I think you know this. And after this visit of Bill Gates,
Xi Jinping accepted the visit of the Secretary of State Blinken, Antony Blinken, but he treated Blinken very bad. I mean, without respect. And maybe you can offer some details on this, because we know Bill Gates was the main promoter of this pandemic, and he is the main sponsor of World Health Organization. Yes. I believe Xi Jinping, and I'm speculating on this, but I believe Xi Jinping is going along with a script. He's trying to convince the deep state and the Chinese Communist Party that he's one of them. So he's going along with Bill Gates to fool everybody that, I'm aligned with Bill Gates. He's one of us. He's one of our deep state, you know, a key person in the deep state. He is the man behind the pandemic. He is the man that funded all the vaccines and the jabs. We call it the jab. It's a jab. It's not a vaccine. It's not medicine. It's not a treatment for anything but to harm us. And so I think Xi Jinping is playing a role, Marvin and Bruno. I think he's acting. I think he's a brilliant actor, because I do believe that Xi Jinping and Trump and Putin have an alliance. Together, the three men want to get rid of the deep state. We talked about this last time. The enemy of my enemy is my friend. And the enemy of Xi Jinping, Vladimir Putin, and Donald Trump is the deep state central banking cabal, the Luciferian bankers. So I believe Xi Jinping is acting, playing a role to convince the world that he's one of them, when he's really one of us. Something is not very clear for me. You said that Xi is in the same alliance with Putin and Trump? Yes. Yes. But I Xi is the leader of the Communist Party in China. He's been playing a role, Marvin. I believe he's an actor. Xi Jinping is a brilliant actor. I believe Xi Jinping is a brilliant actor. He's really on the side of the White Hat Alliance, not the globalist deep state. He's playing a role. He's going along with the program, because Xi Jinping and Putin, neither one want to conquer the world. I don't believe Xi Jinping wants communism all over the world. He wants it in his country. Putin wants to control Russia and the territories around Russia, but he has no interest in conquering America or the world. Now, China has usurped a lot of American assets. They bought a lot of real estate and farmland in America to live off of our land and take our agricultural resources. But that's all part of the deep state plan. Xi Jinping, I truly believe, and I can't prove it, I cannot prove what I'm saying, it's absolute. I just believe from my sources in the United States, inside Homeland Security and the U.S. Treasury, that Xi Jinping is acting the role of a deep state player, and that he's really on the side of the White Hat, and the world will be very shocked when they find out who he really is. Great. L-am întrebat pe Scati dacă am încheiat partea cu războiul spiritual și trecem la cea cu războiul asupra sănătății. A zis că da, trecem la cea cu războiul privind sănătatea. Și înainte să ne vorbească despre Organizația Mondială a Sănătății, i-am semnalat un fapt, anume că acum două zile Bill Gates a fost în China și a fost primit foarte elogios de Partidul Comunist, de Xi Jinping. S-a ajuns până acolo încât Xi Jinping a zis că Bill Gates ar fi singurul prieten din America pe care îl are China. După două zile a venit și Antony Blinken, secretarul de stat american, deși inițial chinezii nu vreau să-l primească. Deci se pare că Bill Gates ar fi tras niște sfori pe acolo. Și l-am întrebat pe Scati ce părere are de toate astea. Scati ne spune că, în opinia lui, tot ce am văzut a fost un teatru, conform unui scenariu, pentru că ei, Bill Gates și Antony Blinken, nu s-au dus împreună,
tocmai pentru a da iluzia oamenilor că Bill Gates e vinovat de pandemie și Blinken ar fi altceva, cu totul altceva, reprezintă statul american. Însă nu prea le-a ieșit planul, pentru că Blinken a fost foarte prost primit de China. Și Scotty Sachs ne spune că, în opinia lui, Xi Jinping este un actor foarte bun, care în realitate este în alianță cu președintele Putin și Trump, care, după cum știm, a fost furat la alegeri și el este adevăratul președinte și va reveni ca președinte al Statelor Unite, iar Xi joacă un rol de ca și cum ar reprezenta agenda chineză și spune lucruri în conformitate cu această agendă, agenda care ne mai spune Scotty că s-a infiltrat în agricultura din Statele Unite cu resursele lor, a dat foarte multe aseturi, cum se numesc, bunuri, achiziții, bunuri imobiliare. Da, imobiliare. Și, de fapt, ne spune Scotty, Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin ar fi în alianță cu pălăriile albe, cu această grupare de militari care vor să dea jos Deep State-ul. Very interesting. Dar spune și care informații din Homeland Security, Federal Reserve, adică oameni din zona de acolo, unde i-au furnizat aceste informații. Exact. Deci, Scotty spune că are surse din interiorul sistemului. Adică nu e pur și simplu doar opinia lui, așa, intuitiv, ci are chiar informații. So, you have information in everything you said. Yes, I do, Marvin. I have good information from good sources. I don't know if you have an expression in Romania called a double agent. A double agent is a guy who's playing both sides of the fence. It's a spy. The old spy movies where the guy worked on both sides of the fence, right? He played with the good guys and the bad guys in the movies, right? He was a double agent. And I believe Xi Jinping is a double agent. The greatest acting job of all time. We hope that the Chinese will not see this movie, this broadcast. Otherwise, they will figure who is Xi Jinping. And this is bad for him. They won't believe it, most of them anyway, so it doesn't matter. Yes, so we can stay relaxed. Deci, ne spune Scotty că, într-adevăr, are informații privind tot ceea ce am spus referitor la Xi. Este în legătură cu oameni care joacă dublu rol, sunt ceea ce se numește agenți dubli. Adică ei lucrează în ambele tabere și fiecare dintre tabere crede că este de-al lor. Și eu mi-am manifestat îngrijorarea că cei din Partidul Comunist Chinez nu vor vedea această emisiune din seara aceasta, pentru că dacă ar vedea-o și-ar da seama că Xi Jinping este cu alianța benefică și atunci s-ar putea să aibă probleme. A fost o glumă, evident. Da. Bruno, te rog să mai intervii, să mai spui. Deci, cum e cu războiul împotriva sănătății? Războiul împotriva sănătății este foarte serios. Recent am descoperit că acest virus în laborator creat provoacă o moarte lentă. Adică degeaba ai avut COVID, spre exemplu, cum l-au numit ei, și te-ai tratat. Unii au trecut prin mai multe situații foarte dificile, inclusiv eu. Am stat în pat 16 ore, 7 zile și nu mi-am revenit decât după ce am luat ivermectină. Dar ulterior am observat că s-au agravat anumite chestiuni și problema asta de respiratorie o au cam toți românii. Ei au băgat niște virusuri în acest virus. Da? Mm-hmm. Și unul e HIV și altul care provoacă cancer la organe. Deci oamenii trebuie să înțeleagă cum să se detoxifice și cum să decodeze aceste virusuri, pentru că încet, încet el funcționează foarte lent,
doboară sistemul imunitar și atunci sudden death, da? Uh-huh. Moarte subită, cum ar veni. Exact. Și asta poate să fie într-un an, 2, 3, 4, 5, în funcție de cât de puternic ești tu acum. Deci nu este de glumit cu el. Fiecare om personal trebuie să-și găsească soluții cum să se detoxifice cu cele mai bune tratamente care să fie pe nișa asta. Dacă oamenii ar fi murit imediat după vaccin, da, atunci ar fi fost prea evident. Exact. Și trebuia să le inoculeze ceva ca să-și îndeplinească planul de reducere a populației în timp, astfel încât să dea vina pe tot felul de alte boli, motive. Exact. A murit de inimă, a murit de cancer, nu știu ce. Când, de fapt, se constată clar că rata mortalității a crescut exponențial. De la vaccin, nu? La cei vaccinați, dar cei suntem contaminați și noi ceilalți prin aer. Și mai rău. Da. Da? Adică, din păcate, cei care au făcut pasul ăsta, pentru ei e foarte grav. Pentru că tehnologia care e băgată în aceste lichide e foarte, foarte periculoasă. Dacă e periculoasă doar virusul care a fost aruncat și în timp poți să mori fără probleme, dacă nu știi să te detoxifici. Da. Dar dacă ai și aia în tine... Și să nu uităm că în paralel cu pandemia au instalat puternic antene 5G pentru că în așa zisul vaccin există multe indicii în sensul ăsta, o nanotehnologie. Hai să-i spunem și lui Scott. Mai vreau să mai fac o paranteză, că astăzi, special, că se simțeau niște energii foarte puternice și se simt în România. Benefice sau? Foarte negative. Negativ. Deci am un aparat foarte special care e numărul 2 din lume, uh-huh, care măsoară frecvențele. Și l-am dat la maxim, când am ieșit pe balcon, deci la maxim în aer, era dat peste cap. Așa e tot Bucureștiul. O supă energetică de la aceste vibrații de la 5G, care scoate oxigenul din sânge și calciu din oase și te zăpăcește. Și ăsta îți dă stările astea de amețeală, de depresie, de rău. So, we said, Scotty, that it's not just the so-called vaccine, the jab, it's also this network of 5G. And here in Bucharest, where we are, Bruno just told us that he has a device that could detect the field of energy, the frequencies, and just today he saw a high amplitude of this kind of negative energies that impact the people. So how is in US? Do you have this kind of network? Worse. that goes to the war on health, and I want to make one more point about Xi Jinping. Yes. Putin and Trump before we go to that topic. Please. Is that okay? Yeah. Can I make one more point? Sure. Let's do a little exercise in common sense right now, okay? We know the goal of the deep state is a one world government where they control the world from a central office, from a central point where they can tell all the world how to run their countries, right? They want a one world government where they control everything. Do you think Xi Jinping, Putin, and Trump want to be controlled by a one-world government? None of those men want to be dictated to by a one-world government. This is why I say the enemy of my enemy is my friend. So I wanted to make that point. If we use a little common sense, you say, how can Putin and Trump and Xi be aligned? How can they be on the same page? This is why. None of these leaders, none of these powerful men want to be controlled by a one world government. It's really quite simple when you think about it. Correct. Deci l-am întrebat și pe Scotty cum e cu 5G-ul la ei, dar ne spune că înainte să intrăm în această problemă, vrea să mai adauge o idee importantă referitor la cei trei președinți, Putin, Trump și Xi Jinping, și ne propune un exercițiu de imaginație. Și anume, așa cum știm cu toții, acest deep state global vrea să instaureze un guvern mondial, adică o structură centralizată prin intermediul căreia toată populația lumii să fie controlată. Dar iată, un element comun pe care l-au toți cei trei președinți menționați, Xi Jinping, Putin și Trump, niciunul dintre ei nu vor să obțină dictatura globală și Scotty a evocat un aforism care spune că
dușmanul dușmanului meu este prietenul meu. Deci, pe baza acestei logici, înțelegem că dacă cei trei nu vor să fie dictatori, înseamnă că ei nu fac parte din Deep State. Și aceasta este o concluzie foarte importantă de înțeles, că există multe indicii care arată că cei trei nu doresc guvernul mondial, deci nu fac parte din Deep State. Corect. Da. So, I translated, Scotty. We may continue. Okay. We can continue to the war on our health, if you'd like. We have about 15 minutes left. Okay, very good. I can do this very, very quickly. So let's start with the World Health Organization. This is the globalist body that they want to control our health and dictate to us what we can and can't do with our own health. We are sovereign people. We are sovereign individuals. That's why I named my show Sovereign Radio, because we, God meant for us to be sovereign. We dictate our own bodies. We control our own fate. We decide our own health. They want the World Health Organization to decide our health. The World Health Organization is now working on a global pandemic treaty. They want, and I believe 40 countries are ready to sign on, they want to control the world from their offices at the World Health Organization, to the point where if the World Health Organization says we must all, citizens of the world, get a jab, get a vaccine, we must get the vaccine. If they say you lock down, you can't go outside, you must stay at home, the world will lock down. They want to dictate everything when it comes to our health. Now, Joe Biden intends to sign that treaty. I know he does. He will throw us into the World Health Organization. I don't know about the Romanian government. I assume they would throw you guys under the bus, too, with the World Health Organization. When you combine that with the jab, what they did with the jab, we now know they've injected millions, millions and millions of people all over the world with whatever's in that vaccine, the jab, is killing people and injuring people in the millions. Many people have died after getting the vaccine, the jab. Many people are injured, from pilots to doctors to nurses to athletes. People have been very harmed by the vaccines. So they're coming after us as part of a depopulation program. They want to control our health. Think about this, guys. If they can have the World Health Organization dictate to every country in the world what we can and can't do with our health, if we don't comply, and they have their central bank digital currencies, which we talked about last time, if they implement CBDCs and the World Health Organization controls our health, then in fact, the World Health Organization says, Bruno, Marvin, Scotty, you will all get jabbed, or you'll be pulled off the financial grid. We'll take you right out. We'll shut you down because we control the CBDC. We control the financial system. So if they have control of the finances through our CBDCs, and they have control of our health through the World Health Organization, they can absolutely dictate to us what we can and can't do with our health. And I'll stop there so you can translate. Yes. Deci, Scotty ne spune că Organizația Mondială a Sănătății, care de fapt din această perspectivă nu își merită numele, vor să obțină un control total în casele noastre, la nivel mondial. Însă noi, oamenii acestei planete, suntem în realitate suverani pe corpurile și casele noastre. Nu să vină Organizația Mondială a Sănătății să ne dicteze ce să facem cu corpurile noastre și în casele noastre. Vor o nouă pandemie, în ghilimele pandemie, de fapt plandemie. Vor să controleze lumea prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, astfel încât noi toți, populația lumii, să fim vaccinați și să fim condiționați. Vrei să ieși afară din casă, vrei să faci tot felul de lucruri, trebuie să fii vaccinat, altfel n-ai voie. Și Biden a semnat, sau urmează să semneze cu 40 de țări.
Biden și alte 40 de țări au semnat deja acest proiect al organizației prin intermediul OMS. Ne spuneți, Cate, nu știe cum e în România, dar eu știu că și al nostru Iohannis a fost de acord, pentru că încă de anul trecut se vorbea despre așa ceva, un vaccin global. Și, într-adevăr, ne spune Scate că milioane de oameni în toată lumea au fost afectați, au fost răniți, au murit. Orice ar fi în acest, așa zis, vaccin, ceva nu e regulă acolo, au murit asistenți medicali, atleți, piloți din toate categoriile. Și situația este similară cu acest, deci față de acest control al OMS cu sistemul financiar. E combinat împreună. E similar și combinat. E aceeași rețetă, pentru că sistemul CBDS, adică Central Bank Digital Currency, banii ăștia digitali, tot așa vor să renunțe la banii lichizi, la banii fizici și să avem cu toții doar pe card. Iar dacă nu suntem aliniați cu directivele sistemului, imediat ne blochează conturile. Deci, iată o formă de dictatură prin care se pregătește instaurarea unui guvern mondial tiranic. Ne-au spus asta și în film. Ți-mi minte filmul cu Justin Timberlake, cu cifrele alea pe mână? Ai spus și în episodul trecut. Da. Deci, ei ne-au pregătit psihologic de ani de zile. So, this is predictive programming, because they show us in even in movies how it's going to be, and they put in our underconscious this kind of ideas, yes. And now when we see it in reality, we are already prepared. Yes, they've been psychological point of view. They've been programming us for a long time. Let's get to 5G, because that's a part of their plan to control us. So yes. There's an advisor, you guys understand the term guru? A guru? Guru? A guru is a guru is an advisor at a very high level, a man that's respected by everybody, that knows a lot about a subject. So there is a guru, an advisor, to George Soros, Bill Gates, and all the top globalists. He's an Israeli man, his name is Yuval Noah Harari. We know. Okay. This man has openly said on videos that they want to get inside our body. They want to get under our skin and into our bodies. I believe whether it's the jab, we've been led to believe now that what's in the jab, whatever the compound is that the jab consists of, is activated by 5G. Correct. But they want to tie our bodies to 5G technology. They want to program our mind and our body, and they'll use 5G to do that. Look, 5G is a very powerful technology. It can be used for good or bad. We have no reason to believe the deep state will use it for good. They will use it for bad, of course. And the bad part is they want to control our mind and our body, and they can get under our skin. In the Bible, that's called the mark of the beast. They want to get inside our bodies, and Noah Harari says they're going to do that. That's the next iteration. That's the next level of control that they want to have over us, is to get under our skin, in our bodies, with something that's tied to 5G and activated by 5G, so they can manipulate our thinking and can program our lives completely. I feel so pity for this guy, because I know already his soul, it will be broken in trillions of pieces, and he will stay in the darkness for eons, because he's playing God, and he have no right to play God. With he's going to hell, which is our is God creation. Going to hell. Yeah. Call that hell. Yeah. Heaven and hell. Okay. Deci, îi spuneam lui Scati că prin filmele, și Bruno spunea, prin filmele pe care ni le-au livrat de-a lungul ultimilor ani, ei ne-au programat, ei globaliștii, la nivel subconștient, prin metoda care se numește programare predictivă. Adică dacă noi am văzut la Hollywood
tot felul de filme cu eroi care au trecut prin pandemii, prin boli, prin tot felul de sisteme în astea centralizate de tip guvern mondial, atunci noi începem să credem că, domnule, așa arată viitorul. Și când îl vedem în fața ochilor, spunem, păi da, că știam. Deci ne-au programat subconștient. Foarte important acest aspect. Însă Sasha dorește, Scati dorește să insiste pe rolul acestei tehnologii 5G. Există un consultant al mai multor globaliști importanți, printre care Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, și anume israelianul Yuval Harari, pe care noi îl știm aici în România. El are tot felul de declarații pe care, pe noi ne incendiare. Scandalizează. Incendiare. Incendiare, dar scandaloase pentru noi. Și cu toate astea el continuă. Nu este nicio problemă. Este lăsat să livreze, mintă, să verse tot felul de astfel de nebunii. Cum ar fi că voi trebuie să renunțați la liberul arbitru, lăsați prostiile astea, credința în Dumnezeu, că noi intrăm în corpul vostru și o să vă controlăm, inclusiv gândurile. Și în realitate, ceea ce vor ei este ca prin intermediul acestui așa zis vaccin să combine cu tehnologia 5G, astfel încât atunci când activează prin intermediul 5G ceea ce este în vaccin, să se producă un anumit efect. Ne-au pregătit psihologic, mental până acum, și ne spune Scati, 5G este o tehnologie foarte puternică, poate fi folosită și în bine, dar evident că acești globaliști vor să o folosească în rău. Este semnul fiarei. Deci fiara din Biblie este tocmai acest sistem de inteligență artificială care controlează oamenii, și Harari are rolul să ne pregătească pentru etapa următoare, care fiu declanșată prin intermediul 5G. Bruno spune că ar trebui să ne fie milă de acești globaliști sataniști, pentru că sufletul lor va ajunge în iad și va rămâne acolo timp de eoni. So, Scati, you remember that Klaus Schwab said that we, the mankind, we are ready to step in the fourth industrial revolution that is not just outside us, but involve the human being. It's not only the internet of objects, it's the internet of beings. So this is exactly the control through 5G network. Yes, indeed, Marvin, that's correct. I think that all, you put two and two together and it all adds up. This is how they want to control us. And furthermore, they want to control what we eat and what we drink. There's a lot of concerns in America that they've been putting stuff in our water and in our food, of course, that chicken farms, they were injecting the chickens with the vaccines so that when we eat the chickens, we get the vaccine compound in our bodies by consuming chickens. You know, over 100 chicken plants burned down in America. It's very important, but let's get to a conclusion for this part. If you want, we may continue next week, because believe me, everything you say is huge. I mean, for the Romanian public, this kind of information is not allowed in the public space. And it's a courage from you, but even from us, for us, that we agree to discuss things like this. But, I don't know, we assume the risk and we will continue next week. So, please, let's make a conclusion for this edition. Well, I would conclude by saying we've now, in the last 2 weeks, reviewed the five wars that we're going through. The financial war, the spiritual war, the kids. The kids, the war on the kids, the war on our health. And what was the other war? The information? The information war, right. Yes. And I would say that we're winning most every war. I think we can say safely, they probably won the war on our health because they indoctrinated millions of people around the world
maybe a billion people around the world. I don't know what percentage of the planet got the jab, but in the U.S., it's probably about 50 to 60% of the people went and got the jab. So they won that war. They've killed a lot of people. A lot of people are vaccine injured. But all the other wars, the information war, the spiritual war, the financial war, we know we're not going to get the Great Reset. We know we're going to get asset-backed currencies. We know we're going back to a sound money system. We just know that instinctively. 70% of the world through the BRICS nations are already trading asset-backed currencies. So they're never going to implement their CBDC Great Reset. So we're winning. This is the good news. Romanians can understand that if they are informed and they stay abreast of what's going on in the world, they can react better to every situation. Don't be afraid. Don't let this globalist cabal frighten you with their agenda. And know that in the end, God wins. And we, humanity, will move to a much better place after these wars are over. Correct. Great, great conclusion. So I will translate. I-am spus lui Scati că acest conducător al Forumului Economic de la Davos, Klaus Schwab, promovează a patra revoluție industrială și el însuși ne spune că nu va mai fi doar cu internetul tuturor lucrurilor, ci internetul tuturor oamenilor. Și asta înseamnă exact faptul că va fi creată o rețea de control al tuturor oamenilor, exact așa cum ne spunea. Și l-am întrebat cum e în America, ne spunea, acolo până și găinile au fost vaccinate, astfel încât oamenii care mănâncă respectiva carne să fie afectați. Întrucât timpul nu ne mai permite să dezvoltăm alte idei, l-am rugat pe Scati să trasăm o concluzie și el ține să ne reamintească despre cele 5 războaie ale globaliștilor împotriva populației lumii, război împotriva copiilor, război informațional, războiul financiar, războiul spiritual și iată, am vorbit astăzi și despre războiul pe domeniul sănătății. Și le câștigăm pe toate, dragi telespectatori, dragi români. Sigur, pe termen scurt au fost înregistrate multe victime. În America 60% din populație, din păcate, a cam fost vaccinată, dar chiar dacă în continuare poate miliarde de oameni sunt controlați într-o anumită măsură mental, tot mai mulți se trezesc. Nu va avea loc marea resetare, așa cum își doresc globaliștii. Vedem și pe plan financiar cu acest plan al băncilor centrale și cu monedă digitală. Nu funcționează pentru că țările BRICS au creat deja o alianță financiară, economică, politică și chiar militară ca o alternativă și fac afaceri în aur sau în valori sprijinite pe aur. Iar românii înțeleg poate mai bine decât americanii, pentru că iată procentul de oameni care au acceptat să se vaccineze pe hârtie. În România este de 40%, în realitate sunt mult mai puțini. Și ne spune Scati în final, nu vă fie frică, agenda Deep State pică, ca să facem și o rimă, Dumnezeu câștigă, e necesar să ne păstrăm încrederea și speranța. Te rog, Bruno, să formulezi și tu o concluzie. Eu nu pot decât să urez tuturor românilor să fie cât mai sănătoși, să caute liniștea interioară, să nu se mai uite la televizor. Stați în natură, mâncați natural, făceți-vă comunități cu oameni asemenea vouă și înțelegeți că absolut toate țările sunt corporații, deci deveniți suverani. Nu vă mai uitați la televizor, la posturile globaliste, dar la noi puteți să vă uitați în continuare și săptămâna viitoare, pentru că vom continua aceste emisiuni cu Scati, cu Bruno și cu alți invitați de excepție. Scati, thank you very much for this discussion again in continuity with the previous one, and we'll see us next week. It was amazing information. Thank you very much again, and God help us, everybody. My pleasure, gentlemen. Bună seara! Bună seara! Oh, great! You know Romania. Good sign. Deci, dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră și ne revedem împreună cu Scati, cu Bruno,
săptămâna viitoare. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!